așa. Sau da, Iisus, bine ați venit? Bine ați venit în comunitate. Excelență, chiar o mare onoare pentru noi. Bine ați venit. Bucurii că revenim aici. În casă ați fost invitația. E o mare bucurie. Sunt bucurie. La fiecare, la cunoaște, la sărbătorii răi, știu. O să spun astăzi un cuvânt ceva. Da? Vă rog să poftiți. Vă rog. Noi între cuțat prin dejvăpăre, din cumpăine și cu sare, semn al dragostei, bunătății și omeniei noastre. Bine ați venit! Bravo! 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 Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Ne bucurăm astăzi către un moment care ne unește istorie cu toți cei dragi ai noștri. Ne bucurăm că l-avem pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit de București. Și sigur că vă să rugăm să introducă acel moment, ca apoi să procedăm la acea binecuvântare a monumentului, ridicând cu atâta trudă din partea dumneavoastră. Lăudați să fie Iisus Hristos! Veci vecilor și lor! Amin! Întâi mulțumesc pentru invitație ca să particip eu la acest moment istoric pentru sat, dar și pentru dieceză. Intră în tradiția noastră, așa cum știm, rugăciunea pentru cei răposați. Intră acum în tradiție, la fel, rugăciunea pentru eroii țării, pentru eroii locului, pentru catolicii care și-au jertfit viața pentru acest pământ. Mă bucur să, încă o dată, o spun, mă bucur să particip cu voi la această experiență, să spunem, să vedem un monument deosebit și noi să-l sfințim. Că, de fapt, de aceea am venit, ca să ne rugăm împreună cu voi. Așa rog pe Monseniorul Gherghel să proceadă la rugăciune. Procedăm în zona asta. Episcop Aurel Percă, episcop auxiliar, preacucernici părinți, dragi persoane consacrate, stimate autorități centrale și județiene, stimate autorități locale și domnule primar, Consiliul Local, dragi veterani de război, dragi tineri și copii, dragi popor din Pildești, vă spun bine ați venit astăzi, în a doua zi de hram, a adormirii Maicii Domnului, pentru a ne aduce aminte de eroii noștri din cele două războaie mondiale și a sfinți în onoarea și cinstea lor acest moment închinat eroilor, dar și a marca acest moment din istoria noastră, 100 de ani de la Unirea, Marea Unire. Acum, 100 de ani, mii de credincioși catolici luau parte la război pentru întregirea neamului, pentru ca, între care se numără și cei mulți din Pildești. Unii s-au întors, alții nu s-au mai întors, în mijlocul familiilor, dormindu-și somnul de veci în diferite mausolee, cimitire ale eroilor sau cimitire parohiale. De asemenea, acest moment de astăzi este și un bun prilej de a transmite și a sădi în inimile noastre a copiilor, tinerilor, sentimente înălțătoare de dragoste și prețuirea valorilor patriotice, de datorie față de țară și respectul față de străbunii noștri. Cu aceste gânduri de iubire, de prețuire pentru eroii noștri, dăm cuvântul lui domnului primar. Bună ziua!
Vom începe acest eveniment solemn cu intonarea imnului României de către Ioana Mărți. Ziua din nou și bine ați venit la sărbătoarea dedicată centenarului Marii Uniri și eroilor comunității noastre. Urez bun venit în comunitatea noastră excelenței sale Ioan Robu, arhiepiscop de București. Salutăm prezența în mijlocul nostru a excelenței sale Petru Gherghel, episcop de Iași. Mulțumim pentru prezență excelenței sale Percă Aurel, episcop auxiliar. Mulțumim tuturor preoților care astăzi la ceas de sărbătoare sunt prezenți în mijlocul nostru. Salutăm prezența în mijlocul nostru la acest eveniment a reprezentanților din Parlamentul României, domnului deputat Mugur Cosmanciuc, domnului deputat Alexandru Roctaru. Mulțumim pentru prezență doamnei Mariceza Andrei, care reprezintă Prefectura Județului Neamț. Salutăm prezența în mijlocul nostru a tuturor consilierilor județeni, Lucian Pelepco, Mihaela Ișciuc, Nikita Marius, a domnului vicepreședinte a Consiliului Județean, domnul Diaconu Adrian. Salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului primar al comunei Ghereiești, Bereșoaie Pavel, a domnului primar al comunei Tămășeni, Lucaci Ștefan, a domnului primar a comunei Trifești, Lupu Dan Marian. Mulțumesc pentru prezență tuturor locuitorilor satului Pildești, respectiv din comuna Cordon,
și nu în ultimul rând tuturor celor veniți de pe alte meleaguri. Am construit acest moment, acest monument, împreună cu întreaga comunitate, cu ocazia centenarului Marii Uniri, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa soldaților români căzuți la datorie, ale căror fapte de eroism au făcut posibilă Marea Unire a Românilor de la 1 decembrie 1918. Jertfa lor pentru țară a făcut să tresară în noi un sentiment de unitate și dragoste pentru neamul românesc. Sărbătorim astăzi memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpul de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Sărbătorim astăzi sacrificiul suprem al ostașilor căzuți la datorie în cele două războaie mondiale, dar și a celor care luptă în epoca modernă pentru consolidarea statului român la nivel național și internațional. Ne-am fi dorit ca la acest eveniment să-l fi avut printre noi, dar cu profundă tristețe în suflet îl menționez aici pe domnul general de brigadă Adrian Soci, trecut în neființă fulgerător și mult prea devreme, care face cinste comunității noastre. Doresc ca acest moment să fie unul de dragoste și unitate pentru toți românii. Un moment de omagiu pentru eroii neamului, dar și un punct zero ca să ne mobilizeze pe toți în lupta pentru dezvoltarea României și consolidarea statului românesc pe toate planurile. Îl invit la microfon pe părintele lui Smoraru ca să ne adreseze câteva cuvinte și dumnealui. Excelențele voastre, stimate autorități locale, centrale, cu cernici confrați preoți, dragi pildeșteni, doar câteva cuvinte, nu e o predică, ci este, a spune eu, un cuvânt de elogiere pentru cei din rândul comunității noastre, care astăzi sunt doar așa pe o lespede de marmură și iată, după 100 de ani, sunt în văzul nostru pentru a-i cinsti și a-i pomeni. Auzeam înainte de venirea episcopilor un comentariu care cred că constituie și o bună idee la acest discurs. De ce s-a implicat și se implică mereu biserica pentru pomenirea eroilor, pentru construirea de monumente sau, iată astăzi, pentru a binecuvânta această trudă a autorităților ca după 100 de ani și în satul Pildești să existe un monument dedicat eroilor din primul război mondial? Aș face apreciere celui care în vremea primului război mondial conducea destinele dieceziei noastre. E vorba de monsenorul Cipolloni, care venind din Italia a impregnat în Moldova și într-un mod deosebit în comunitățile noastre un spirit patriotic deosebit. A reușit să mobilizeze comunitățile pentru a-i determina pe tineri să meargă la război. Și au fost peste 12.000 de catolici din dieceza de Iași care au participat în acele vremuri la războaiele din Moldova sau din alte zone ale țării și nu numai. Mai mult de jumătate dintre ei, peste 6.000, au murit în diferite câmpuri de luptă și au dat viața ca mărturie a românismului lor, a credinței lor catolice, arătând tuturor că toți catolicii fac parte din România Mare. Și atunci când s-a înfăptuit unirea, se arătau că peste 4 milioane dintre locuitorii României erau catolici. În acele scrisori circulare pe care monsenorul Cipolloni le-a dat de ziua de 16 ianuarie 1916, când a fost numit administrator apostolic și până la finele războiului, se văd acele idei clare de mobilizare a preoților și a credincioșilor ca să fie alături de frații români, de toți românii și să
contribuie prin jertfa lor, prin ceea ce pot, la binele țării. În 1918, când războiul deja părea că se încheie, printr-o circulară cu numărul 75 de ziua de 20 mai 1918, a sfătuit, a cerut preoților să se intereseze și să se implice în construirea de monumente dedicate eroilor. Iar în ziua de 7 iulie 1918, în toate bisericile dieceze de Iași, să se celebreze liturghii speciale în memoria celor care au căzut pe front. Imediat câțiva paroși s-au mobilizat și au construit aceste monumente. Primele sunt la Adjudeni, Rotunda și Răchiteni. După aceea, sigur, mai multe localități catolice din dieceză s-au construit asemenea monumente. Este interesant de consemnat că monumentul din Săbăoani, de care aparținea și comunitatea Pildești, a fost al 11-lea din șirul monumentelor care s-au ridicat în acea perioadă. Un monument impozant, început grație strădaniei părintelui Grațianii și apoi terminat sub conducerea părintelui Bișoc Anton. S-a sfințit în 1922, dar a fost cel mai mare monument ridicat de credincioși și catolici. Spre surprinderea multora, eroii din Pildești nu apar pe acele tăblițe, sunt acolo mai multe lespezi de piatră, care amintesc de numele celor morți acolo. Deci eroii din Pildești nu apar acolo. Nu apar nici măcar pe monumentul din Cordun, care s-a construit. Ținem cont de faptul că în acea perioadă sediul comun era la Simionești, domnul Miron era primar pe vremea aceea și întotdeauna aceste monumente s-au făcut biserică împreună cu primărie. Și tocmai de aceea cred că satul Pildești a fost neglijat și iată a trebuit să treacă un secol până să se realizeze acest monument. În anii 2001-2002, când lucram pentru monografia satului, am căutat numele acestor eroi. Cu greu am identificat câteva nume, dar domnul primar actual, Adrian, a reușit, iată, să ajungă la numărul 29. Cu siguranță pot fi și alți eroi, dar dacă tradiția orală îi consemnează, e bine ca toate aceste nume să fie aduse la cunoștința autorităților, pentru că încă mai este spațiu deosebit. Și discutând cu dumnealui, mi-a spus că deja sunt anumite voci care menționează pe unul sau pe altul. De aceea vă invit și eu să-l ajutați pe domnul primar să închege această listă și într-o viitoare monografie a satului nostru să apară o listă întreagă. N-aș vrea să mă lungesc, dar ca fiu al satului și ca reprezentant al Departamentului de Cercetare Istorică de pe lângă Episcopia de Iași, să felicit această inițiativă, să-l felicit pe domnul primar, pe toți aceia care i-a stat alături și împreună comunitatea din Pildești, iată, să aducă cinste eroilor și să-i mulțumim tuturor acelora care au contribuit ca aici la intrarea în sat să fie un loc atât de frumos și de plimbare și de reculegere, dar iată și o rugă adusă pentru eroii noștri. Cinste să aducem eroilor noștri și să-i amintim în rugăciunile noastre. Vă mulțumesc! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Fraților prea iubiți, privim spre acest monument, vedem sus Sfânta Cruce. Noi vrem să binecuvântăm acest monument în mod solemn, să cinstim în credință planul lui Dumnezeu prin care misterul crucii a devenit sacrament al îndurării dumnezeiești și al iubirii oamenilor. Privind crucea, să ne amintim că pe ea s-a împlinit jertfa mântuirii cu care Hristos a iubit și iubește biserica, adică poporul său. Salutând crucea, acest monument în care Hristos este prezent în mijlocul nostru,
să ne arintim că, înlăturând orice dezbinare prin sângele Său, Hristos a făcut din diversele neamuri un singur popor al lui Dumnezeu, aici între și România. Venerând crucea, să ne gândim că noi suntem și ne mărturisim drept discipoli ai Săi, ucenici ai Săi, purtându-ne și noi cu toții crucea zilnică, urmându-L cu generozitate pe El, cum au știut să o facă din plin eroii noștri. Să ne străduim așadar să participăm cu luarea minte la această celebrare, pentru ca misterul crucii așezat pe acest monument, Crist deasupra eroilor noștri, să ne dezvăluie mai puternic și să putem cunoaște mai bine semnificația Lui. Ascultăm acum cuvântul Domnului. Fragment din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către filipeni. Să aveți în voi acea atitudine care este în Hristos Iisus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de desubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Te rugăm, Doamne, Părinte Sfânt, care din belșugul iubirii Tale ne-ai oferit calea înălțării, a mântuirii și a vieții de pe lemnul crucii, care, din care omul smulsese beirea și moartea. Căci Domnul Iisus, preot, învățător și rege, când a venit ceasul trecerii sale, s-a urcat de bunăvoie pe cruce și l-a făcut tron al slavei sale, altar de jertfă, amvon al adevărului, temelie a amintirilor, monument de aducere aminte. Acolo, înălțându-se de la pământ, a triumfat asupra dușmanului din vechime și, împurpurat cu sângele Său, a luat prin suferință totul asupra Sa. Acolo, cu brațele întinse, și-a adus Tată ofranda vieții sale și ne-a oferit putere mântuitoare pentru noi toți. Acolo, murind, a învățat ceea ce vestise prin cuvânt, că bobul de grâu îngropat aduce roade îmbelșugate dacă moare în pământ. Te rugăm așadar, Doamne, pentru credincioșii Tăi ce venerează acest monument, acest semn al mântuirii, ca să dobândească acele roade ale răscumpărării pe care Iisus Hristos le-a câștigat prin pătimirea Sa, să țintuiască păcatele pe această cruce a tuturora, prin puterea crucii să nimicească trufia și să-și întărească slăbiciunea, din ea să soarbă mângâiere la necas, spre ea să alerge cu încredere în primejdii și, întăriți de puterea ei, să străbată nevătămați cărările lumii, până ce tu, Părinte,
îi vei primi pe toți în împărăția cerurilor, pe cei care și-au dat viața iubindu-te pe tine. Toți cei care se află aici înscriși pe monument au privit și încă acum sunt sub umbra crucii pe acest monument. Dumnezeul tuturor mângâierilor, Tu ai rânduit pentru dreapta hotărâre ca trupurile noastre muritoare, plăzmuite din țărână, să se întoarcă în țărână, dar prin hotărârea milostivirii tale ai schimbat această pedeapsă în mărturie a iubirii. Tu, Doamne, așadar, privește spre acest monument însemnat cu semnul crucii, ca el să fie monument al binecuvântării, al aducerii aminte, loc de odihnă și speranță. Aici inimile noastre să găsească mângâiere, aici să întâlnim pe cei care ne-au iubit și s-au dat viața pentru noi, aici să ne întâlnim în credință și aici să căpătăm curaj pentru împlinirea menirii noastre. Sub cruce ne strângem. Crucea este imbol pentru noi, iubire pentru ceilalți, iubire pentru țară, iubire pentru popor. Pe Tine Te lăudăm așadar, Doamne, și de la Tine așteptăm mângâiere, ocrotire și binecuvântare asupra întregii țări, asupra întregului popor și asupra acestor comunități. Răsplătește-i, Doamne, pe toți eroii noștri, pe toți cei care și-au dat viața pentru credință, pentru țară, popor, pentru unirea tuturor într-o singură familie. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison, Pater noster, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în vecii și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică, dă-o eroilor noștri, Doamne, și lumina fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace. Amin. Și să vegheze pentru noi și poporul nostru. Amin. Amin. Astăzi, la ceas de sărbătoare, am dorit împreună cu Consiliul Local să mulțumim unora dintre dumneavoastră pentru munca în folosul comunității, dar și pentru onoarea care ați adus-o comunității prin munca dumneavoastră și dăruirea dumneavoastră la nivelul țării. Dau citire persoanelor cărora li s-a acordat titlul de cetățean
de onoare. Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 88 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Galioja cetățean de onoare al Comunei Cordun. Pentru merite deosebite în activitatea de manager de proiect la construirea bisericii noi din satul Pildești, pentru devotamentul de care a dat dovadă pe timpul construirii lăcașului de cult. Îl invit în față pe domnul Galioja. Felicitări și mulțumim în numele comunității pentru devotamentul pe care ați dat dovadă. Declarăm cetățean de onoare al Comunei Cordun pe domnul Barcos Navarro José María, profesor. A părăsit țara natală pentru a veni în comunitatea noastră și a participat alături de frații școlilor creștine la îndrumarea tinerilor din satul Pildești. Are meritul alături de ceilalți frați a școlilor creștine pentru dezvoltarea culturală și spirituală a comunității noastre. Împreună cu Consiliul Local al Comunei Cordon, am văzut în vedere hotărârea 82 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Iurca Vicențu, profesor, cetățean de onoare al Comunei Cordon, pentru onestitatea și ținuta sa morală, pentru realizările în domeniul învățământului, pentru implementarea unor proiecte de îndrumare a tinerilor din satul Pildești, în cadrul liceului La Sal. Mulțumim și felicitări! Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea 79 din 6-8-2018, declarăm pe doamna Chelaru Maria, soră profesor, cetățean de onoare al Comunei Cordun. A promovat alături de celelalte surori ale grădiniții Roza Venerinii formarea și îndrumarea copiilor din comunitatea noastră și nu a renunțat la acest lucru nici în momentele cele mai dificile. Vă mulțumim în numele comunității. Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 81 din 6-8-2018, declarăm pe doamna Husaru Monica, soră profesor, cetățean de onoare a Comunei Cordun. A depus eforturi deosebite pentru dezvoltarea grădiniței Rosa Venerinii, implicându-se total în creșterea, educarea și formarea copiilor pentru viitorul acestora. Vă mulțumim! Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 78 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Ciobanu Niculai, profesor, cetățean de onoare al Comunei Cordun. Pentru onestitatea și ținuta morală,
pentru realizările în domeniul învățământului din satul Pildești și pentru merite deosebite în păstrarea și promovarea culturii. Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 92 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Mârț Gheorghe, profesor, cetățean de onoare al Comunei Cordun. Pentru onestitatea, ținuta morală, pentru realizările sale în domeniul învățământului din satul Pildești, pentru merite deosebite în păstrarea și promovarea culturii în mediul rural. Mulțumim, domnul profesor! Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 86 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Ciobanu A. Ioan, preot, cetățean de onoare al Comunei Cordun. Pentru întreaga activitate dedicată dragostei față de domnul și de aproapele, pentru cei peste 40 de ani de preoție și de promovare a valorilor spirituale și culturale. Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 87 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Ciobanu I. Ioan, preot, cetățean de onoare al Comunei Cordun. Pentru strădania continuă de a menține trează credința în Dumnezeu, pentru promovarea valorilor spirituale, pentru implicarea activă în canonizarea monseniorului Vladimir Ghica. Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 83 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Moraru Alois, preot, cetățean de onoare al Comunei Cordun. Pentru dăruire, pasiune și efortul de a coagula valorile spirituale în paginile monografiei satului Pildești și pentru o viață dedicată în promovarea credinței. Și de ce nu și pentru viitoarea monografie. Împreună cu Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 85 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Budău Petru, preot, cetățean de onoare al Comunei Cordun, post-mortem. Pentru implicarea în viața spirituală a satului Pildești, pentru inițiativa creștină de a ridica biserica nouă din sat și pentru strădania continuă de a promova valorile creștine pentru cei 27 de ani petrecuți în mijlocul nostru. Noi, primarul Comunei Cordun, Adrian Ciobanu, și Consiliul Local, având în vedere hotărârea numărul 84 din 6-8-2018, declarăm pe domnul Soci Adrian,
general de brigadă doctor, cetățean de onoare al comunei Cordon. Post mortem. Pentru rezultate deosebite în cadrul Armatei Române, unde s-a implicat activ, ocupând diferite funcții de conducere. A luptat pentru România și NATO în misiuni externe în Afganistan în 2005 și în 2008. A fost omul care și-a dăruit viața pentru apărarea și promovarea României în lume. Invit soția și mama pentru a amâna titlul și diploma. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine în cadrul acestui eveniment dedicat centenarului Marii Uniri. În egală măsură, țin să mulțumesc pentru reușita acestui monument important pentru comunitatea noastră, cetățenilor care s-au implicat, fie și doar cu un simplu sfat, în organizarea și realizarea proiectului privind construirea acestui monument dedicat centenarului Marii Uniri. Mulțumesc domnului senator Ioan Chelaru pentru că mărturisesc împreună cu dumnealui am gândit acest monument. Mulțumesc domnului Zaharescu, artistul care a gândit acest monument. Mulțumesc domnului arhitect Haivas Mihai și Adrian. Ei au proiectat și amenajarea acestui spațiu. Mulțumesc construcției, constructorilor, firmei Secemitras Build, care au făcut posibilă finalizarea acestui monument într-un timp record din punctul meu de vedere. În numai 2 săptămâni am finalizat amenajarea acestei zone și acest monument. Bravo. Mai mult, dacă ar fi să sintetizez semnificația zilei de astăzi, aș spune că sărbătoarea de astăzi prilejuiește întâlnirea între prezent și trecut, între noi și cei cărora le datorăm acest prezent, între sacrificiu și recunoștință. Nu în ultimul rând, momentul de astăzi trebuie să-l privim din perspectiva moștenirii pe care o lăsăm celor după noi. Dorim ca astăzi, pe lângă gândul nostru de mulțumire și prețuire pentru moștenirea primită, să lăsăm mesajul de responsabilitate pentru trecutul nostru adresat viitoarelor generații. Așadar, momentul de astăzi se dorește a fi o punte între trecut și viitor prin mijlocirea eforturilor noastre de astăzi. În încheiere, țin încă o dată să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi și în acest loc să vă asigur de întreaga mea prețuire. Vă mulțumesc! Invit la microfon pe Aurel. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
cu permisiunea domnului primar și a dumneavoastră, a tuturor, episcopia noastră vrea să arate un semn de recunoștință pentru domnul sculptor Florin Zaharescu pentru realizarea acestui monument, dar mai ales pentru realizările din cadrul diecezei noastre, multe biserici care au fost înfrumusețate, au fost întregite prin opera domnului sculptor. Episcopia Romano-Catolică de Iași acordă cu respect și bucurie diploma de merit și crucea omagială episcop Anton Durcovici domnului sculptor Florin Zaharescu ca semn de recunoștință și mulțumire pentru activitatea de înfrumusețare a bisericilor din dieceza de Iași cu imagini sacre, cu dorințe de binecuvântare și urări pentru noi proiecte în cadrul dieceziei noastre. Invităm la microfon pe doamna Mariceza Andrei, reprezentanta Prefecturii Neamț. Bună ziua tuturor, sfințiile voastre, domnule primar, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul senator, domnilor deputați, primari, consilieri județeni și locali, stimați invitați. Sunt onorată să fiu astăzi prezentă la inaugurarea acestui monument dedicat centenarului Marii Uniri și Eroilor. Mă aflu aici în calitate de reprezentant al instituției prefectului, județul Neamț, și doresc să vă transmit salutul doamnei prefect Daniela Soroceanu. Trăim astăzi momente de recunoștință, de admirație și de respect față de toți cei care au luptat în război, față de cei care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă, pentru onoarea și pentru păstrarea valorilor României. Felicitări, domnule primar, pentru dedicarea acestui monument, dedicat celor care au căzut în război. Sigur că eroi nu sunt doar cei care au căzut pe câmpul de luptă, ci și veteranii de război, unii dintre aceștia probabil prezenți astăzi, poate bunicii ai noștri, cărora doresc să le transmit multă sănătate și ne dorim să-i păstrăm alături de noi și să ne bucurăm împreună cât mai mulți ani de acum încolo. Astfel de evenimente au rolul de a ne aduna împreună, ne oferă prilejul de a sărbători, iar acest monument, la fel cum spunea și domnul primar, va rămâne o mărturie pentru generațiile viitoare. O mărturie a sacrificiului pe care înaintașii noștri l-au făcut pentru păstrarea principiilor și a idealurilor naționale. De asemenea, doresc să-i felicit pe toți cei care au fost numiți astăzi cetățeni de onoare pentru implicarea în viața satului Pildești, cinste vouă și cinste eternă eroilor noștri. Vă mulțumesc! Invităm la microfon pe domnul deputat Alexandru Trotaru. Bună ziua, preasfințiile voastre, preacurcetnici părinți, stimate oficialități locale și centrale, stimați locuitori ai satului Pildești, comuna Pardun. Este o reală onoare să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră, o reală onoare într-o zi în care primăria Pardun intră în rândurile multor comune și orașe din țară prin ridicarea acestui monument care celebrează centenarul Marii Uniri, un eveniment în care eroi, oameni bravi, oameni care și-au pus toată tăruința pentru unire, care au depus eforturi foarte mari pentru neamul românesc, care prin iubire, prin prietenie, au dat țării noastre un mare respect.
Domnule primar, vă felicit pentru inițiativa de care ați dat dovadă. Stimați locuitori, vin cu un îndemn către dumneavoastră. Zilnic, când veți trece prin fața acestui monument, să vă aduceți aminte de cei care au jertit țara noastră, să vă învățați copiii importanța acestei sărbători, probabil cea mai mare realizare a neamului românesc, și să o păstrăm cu toții în suflet cu multă iubire. Numai bine! Mulțumim! Invităm la microfon pe bătrânul prietenul nostru, domnul deputat Mugur Cosmanciuc. Excelența voastră Ioan Robu, excelența voastră Petru Ghergel, excelența voastră Aurelian Percă, sfințiile voastre preacuvioși părinți, domnule senator Chelaru, domnule deputat Rotaru, domnilor primari, domnule primar Pavel Bereșoaia, domnule primar Dan Marian Lupu, domnule primar Fănică Ștefan Lucaci, domnule primar Ciobanu, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Diaconu, doamnă Mariceza Andrei, reprezentant al prefecturii, domnule viceprimar, dragi colegi, dragi prieteni și dragi locuitori ai Comunei Cordun, al satului Pildești și tuturor celor care sunteți astăzi aici, vă spun bună ziua și în egală măsură mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că mă aflu astăzi aici. Este o zi deosebită și discursurile menționate puțin mai devreme au acoperit, cred că, suficient de mult faptele care au fost relatate. Însă, cu permisiunea dumneavoastră, încerc să fiu și eu scurt și să aduc un elogiu celor care au căzut la datorie și celor care memorează acele momente. Cred că statuile, monumentele și lăcașurile de cult dedicate eroilor sunt pentru o națiune precum sunt icoanele pentru fiecare casă. Și cred că sunt mult prea puține aceste monumente față de istoria poporului român. Anul 2018 este anul în care sărbătorim centenarul Marii Uniri. Este un an pe care toți îl dorim să-l celebrăm în clipe frumoase și de unitate. Și cred că în anul 2018 datorăm înaintașilor noștri, generației care a făcut acele sacrificii, nu doar elogii și vorbe, cred că datorăm și un respect profund. A fost o generație care a iubit țara, a fost o generație care a iubit poporul și națiunea și care prin dragoste și unitate ne-a ajutat să fim unde suntem acum. Cred iarăși că România are parte în aceste momente, în aceste clipe de încercări. Încercări am avut de-a lungul timpului în istorie de foarte multe ori. Cred că am trecut printr-o dictatură regală, am trecut printr-o dictatură comunistă și ne dorim spre viitor să privim spre o dictatură a democrației, în care toți cei care și-au dat viața, fie că este în primul război mondial, fie că este în al doilea război mondial, fie că au fost la Revoluție sau în alte momente importante din istoria țării, să fie rămași în amintirea noastră, nu doar cu numele pe monumente, ci și în suflet și în minte prin acest act de dăruire. Și despre dăruire cred că trebuie să vorbim în continuare noi, ca buni români, când vom vorbi spre viitor pentru generațiile viitoare. Dăruire și dragoste de țară. Cred că România are nevoie de un proiect de țară care să ne unească. Moldova a făcut suficient de multe sacrificii în diferite momente ale istoriei. Astăzi, împreună ne aflăm adunați aici, la invitația domnului primar, pentru a memora un moment în care cei care au căzut la datorie să rămână în istoria poporului nostru. Cred că ceea ce face astăzi domnul primar aici continuă munca începută în 1929 printr-un monument închinat în satul Cordun, tot celor care au căzut la datorie, continuat în satul Simionești printr-un alt monument și cred că astăzi acest lucru este desăvârșit în Comuna Cordun. Consider că domnul primar merită apreciere și respect pentru ceea ce a făcut și prin acest gest nu doar că aduce un elogiu generației trecute, ci și creează o punte pentru viitor. Este un exemplu pentru cei care vin din spate
și pentru generațiile viitoare. De aceea, domnule primar și dragă Consiliul Local al Comunei Cordun și dragi locuitori, vă spun felicitări și aveți parte de apreciere și de respect, atât al meu, cât cred că și a întregii comunități. Mamule. Și vă doresc, domnule primar, ca astfel de momente să nu fie puține în viața dumneavoastră, ci să aveți parte de suficient de multe, pentru că știu că sunteți un om hotărât, care vreți să faceți lucrurile bine și până la capăt. Și de aceea vă doresc și succes în activitate. De asemenea, cred că pentru fiecare dintre noi ar trebui să avem un mesaj. Și mesajul este să avem încredere în noi, să avem încredere în România și să avem încredere că avem forța să fim o națiune puternică. Pentru că cei care au căzut la datorie și-au dorit un lucru, ca România să fie o națiune unită, puternică și stabilă. Și cred că acest mesaj trebuie să-l transmitem și generațiilor viitoare. Pentru că resursa umană, intelectuală, o avem. Trebuie să avem puterea spiritului și a sufletului să transmitem acest lucru fiecăruia dintre noi. În încheiere vreau să transmit la mulți ani tuturor celor care au dorit unitatea României. La mulți ani România, la mulți ani Neamț, la mulți ani Cordun, la mulți ani Pildești. Mulțumesc mult, domnule primar, și dragi colegi, dragi prieteni, dragi colegitori ai Comunei Cordun. Mulțumesc! Mulțumim! Invităm la microfon pe prietenul nostru, Ioan Chelaru, fiul al satului Pildești. Foarte greu momentul pentru mine și o să vă rog să dați dovadă de înțelegere și bunăvoință. Excelențele voastre, distinși și dragi nouă reprezentanți ai bisericii, veniți de la București, Iași, Roman sau localitățile din jur sau de pe alte meleaguri. Distinși invitați, oficialități locale, județene, prieteni, colaboratori în timpurile în care eu făceam politică, distinse și dragule domn primar, stimată și dragă mie comunitate pildeșteană. Cum foarte mulți dintre dumneavoastră știu, eu, în urmă cu 65 de ani, un pic peste, m-am născut aici, la 50 de metri de acest loc. Am trăit și am copilărit în acest loc. De asta, poate emoția e mai mare la mine ca la alți colegi sau alți consăteni, dar o să încerc să trec peste această emoție și să spun că pe parcursul celor 50 de ani, de când am terminat școala aici și am plecat din Pildești într-un fel, în permanență am simțit că rădăcinile mele sunt aici și că cele două ancore ale iubirii părintești plecate dintre noi în urmă cu 40 de ani tata și cu 4 luni mama au știut întotdeauna să sădească în sufletul meu dragostea pentru comunitatea din care am plecat. Ideea de a întoarce către această comunitate cu puterile, cu voința, cu inteligența, cu educația pe care mi-au dat-o părinții, biserica și școala, uneori și viața, să întoarcem ceva pentru ai noștri. Și din acest median, dacă îl mai țineți minte, au crescut primele mele vise. Primul drum asfalt Pildești-Simionești. Prima conductă de gaz metan venită pentru a ridica și a schimba nivelul de viață al românilor pildeșteni. Și pentru că omul nu este numai materie, este și simbol. Primile clădiri, renovări și construcții noi ale școlii, ale bisericii, lucruri care sunt obligatorii și necesare într-o comunitate. Sigur, mi-am făcut un vis și din acest monument. Nu neapărat în acest loc, dar în Pildești. Așa cum noi avem acel stejar, simbol al perenității românilor din Pildești
și care sper să mai trăiască 100 de ani măcar, așa am vrut un asemenea mesaj către cei care au pierit dintre noi, care au plecat la război dorind o Românie liberă, dorind o Românie unitară, dorind o Românie în care să se trăiască mai mult și mai bine, și astăzi îi comemorăm prin acest monument, dar eu cred că acest monument reprezintă un simbol și pentru cei de astăzi, pentru pildeștenii trăitori aici sau în țară, dar și pentru cei care sunt răspândiți în întreaga lume. Vreau să fie un simbol al chemării spre casă, al reîntoarcerii la rădăcinile noastre românești, catolice, indiferent unde viața, demnitățile, răspunderile m-au purtat în lume, niciodată n-am uitat că aici sunt și vor rămâne rădăcinile mele. Și dacă am reușit să realizez acest vis, îl datorez dumneavoastră comunității, celor pe care astăzi, ieri sau în alt moment, i-ați delegat prin vot să vă reprezinte, care au înțeles că acest vis al meu poate fi preluat, poate fi pus în operă și astăzi, cu toate condițiile, uneori mai bune, inclusiv cele naturale, alteori mai grele, le-am avut, pot să spun că domnul primar Cioban, Consiliul Local, comunitatea Cordun Pildești, poate să încheie un capitol mic cu o operă pusă în practică. Și domnul sculptor Florin Zaharescu și domnul arhitect Alexandru Haibas, ca și responsabilii din șantiere cu această construcție, s-au depășit pe sine și au pus nu numai inteligența, talentul. Probabil că Dumnezeu le-a dat și un moment de inspirație special să așeze aici, în acest sat, așezat pe firul de argint al Moldovei, cum le place poeților să spună, acest monument care este o picătură. Poate fi și o lacrimă, dacă ne gândim că uneori plângem pentru cei care au fost. Și mie îmi sunt mult prea proaspete în memorie aceste lucruri, pentru care, pe care i-am avut, pe care îi pomenim și poate în cinstea cărora spunem hai să întoarcem înapoi la ai noștri din prea plinul pe care Dumnezeu ne le-a dat. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc celor care au venit de peste mări și țări acasă cu ocazia Hramului Bisericii, a sărbătorii Sfintei Marii și cu ocazia celebrului și tradiționalului bâlci de la Pildești. Duceți cu dumneavoastră în toată lumea un simbol care reprezintă cu cinste și care este simbolul României în Pildești. Nu uităm, poate nu e momentul cel mai potrivit, că din păcate, în diverse locuri din lume, uneori și în țară, apar momente delicate. Unii simt nevoia, se simt pe post de strigoi să vină și să spună nu, comunitățile acestea ale noastre, acelea de pe Valea Moldovei, de pe Valea Siretului sau din jurul Bacăului au altă istorie. Nu e adevărat. Istoria este cea pe care noi am trăit-o. Eroii aflați astăzi pe placa de marmură au murit pentru România. Așa că, dragi români pildeșteni, să nu uitați niciodată acest lucru. Putem trece peste necazuri, putem trece peste greutăți, putem înfrânge împreună lucruri care par imposibile. Dar nu uitați niciodată că România noastră este aici și va rămâne în veci. Mulțumesc! Mulțumim! Invităm la microfon pe doamna Viorica Macoveni pentru a ne încânta sufletele și a trezi în sufletele noastre un semn de patriotism cu cântecele dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență! Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar, excelențele voastre, preasfințiți și sfințiți părinți, domnule deputat, domnule senator, dragi primari, oameni buni, mă bucur foarte, foarte mult că a rânduit bunul Dumnezeu că în această zi importantă să ne aflăm împreună.
O comuniune are loc acum, aici la Pildești, și sunt fericită de-a dreptul că sunt părtașă la această comuniune. Eu am să vă ofer prin următorul moment muzical, pot să spun așa, o esență. Prima melodie este dedicată Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care vorbește către popor, popor pe care l-a iubit atât de mult, cu atâtea sacrificii, iar al doilea moment muzical, Marea Unire nu se uită niciodată, într-adevăr vorbesc aici despre cele mai importante repere ale neamului nostru. Și neamul nostru, fără credință și tradiție, ar fi mai sărac. Sunt elementele definitorii cu care plecăm peste tot în lume și, iată, aceste elemente ne fac mai bogați. Prin urmare, soțul meu spune foarte frumos și vreau să-l citesc de fiecare dată peste tot pe unde merg, între imnul de stat tricolor și rugăciunea Tatăl nostru există o interdependență, o legătură pe care ar trebui să o transmitem copiilor noștri. Și dacă noi începem educația de la bază, din sânul familiei, cu copiii noștri să învățăm ce înseamnă adevăratele valori, să își cinstească eroii, să iubească oamenii care reprezintă repere în societate, atunci putem să fim încrezători că generațiile noastre vor fi bune de oameni destoinici. Să ne rugăm la Dumnezeu să se întâmple acest lucru și totodată permiteți-mă să mulțumesc foarte mult domnului primar pentru invitație, să-l felicit. Este greu, ne aflăm în vremuri destul de grele, dar cu ajutorul Dumnezeu și cum prorocul Isaia spune, dai voință, ei putere, un pas mic îl fac noi, mai mulți pași face Dumnezeu către noi. Felicitări, Dumnezeu să vă dea bună sănătate și bunăvoința aceasta cu care ați plecat la drum în continuare să vă însoțească, iar oamenilor, numai bucurie. Cântecul meu o să vorbească de acum. Din Putna, mândru glas se înalță. Ce-ați lăsat să fie pradă
Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Următoarea melodie, spuneam, este dedicată într-adevăr centenarului Marii Uniri, un proiect special și marea mi-a fost bucuria atunci când am fost sunată de reprezentanții ai Ministerului Apărării pentru a intona imnul centenarului. Marea Unire nu se uită niciodată. Este un proiect pe care îl dedicăm cinstirii memoriei eroilor noștri dragi, care s-au jertfit pentru neam, pentru țară, cu prețul vieții. Și este minunat că, iată, pentru cinstirea memoriei lor s-a ridicat și acest monument. Marea Unire nu se uită niciodată. O purtăm în sufletele noastre. Din toată inima, pentru cine suntem noi astăzi, lor să mulțumim. Eroilor noștri care, spuneam, s-au jertfit pentru neam și pentru țară. Iar acest imn gândit de Ministerul Apărării Naționale sper să ajungă și în sufletele dumneavoastră și îmi doresc, mai ales în sufletele tinerilor. Și ascultând această melodie, pot rămâne cu cele mai importante repere cu privire la Marea Unire. Este important să ne știm foarte bine istoria. Eu sunt bucuroasă că împreună cu Orchestra Reprezentativă a Armatei am înregistrat acest imn. Sunt bucuroasă că am cântat astăzi pentru dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și domnului primar, multă putere de muncă, sănătate și bunul Dumnezeu și măicuța Domnului să vă aibă în pază. Peste tot pe unde vă ajută. Doamne ajută!
Înainte ca în al preasfințitului Arobu să dea binecuvântarea finală, după ce am participat la acest moment istoric pentru comunitatea Pildești și care va intra în istorie, după ce am sfințit acest monument și iar noi preoții vom veni cu comunitatea să ne rugăm, ei ne vor învăța eroii spiritul de sacrificiu, de jertfă, de dăruire, de iubire față de patrie. Vreau să vă anunț că vom procesiune la biserică, unde vom continua să amintim pe eroi la Sfânta Liturghie împreună cu excelențele voastre. Orice celebrare se termină cu o binecuvântare, așa că vă dau tuturor binecuvântarea. Domnul să fie cu voi. Și să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. La biserică.